județul Timiș, peste 200 de purcei din rasele Mangalița și Bazna au fost solicitați până în prezent de diversi crescători în propriile gospodării, în cadrul unei scheme de ajutor care a debutat în acest an și va fi aplicată până în 2020 inclusiv. Începutul programului național care încurajează pe țărani să îngrașe și să valorifice animale aparținând celor două rase tradiționale este unul optimist, ținând cont de faptul că Direcția Agricolă Timișană a bătut deja palma cu 9 furnizori de porci, Bazna și Mangalița. Crescătorul poate primi gratuit cel puțin 2 și maximum 10 purcei înțărcați, fiind obligat să livreze către abatoare autorizate pe bază de contract cel puțin jumătate din numărul lor și având în consecință libertatea de a valorifica, după cum crede de cuvință, restul animalelor. Valoarea sprijinului se calculează pentru solicitantul ajutorului, respectiv furnizorul de purcei, prin înmulțirea numărului de animale cu 250 de lei pe cap de animal. Pentru a beneficia de acest program, crescătorii de porci trebuie să dețină o exploatație înregistrată, autorizată sanitar veterinar, să încheie un contract cu un procesator, să livreze în viu cel puțin jumătate din animale, la greutatea de minimum 130 de kg bucata și să respecte structura rației furajere stabilită în contractul cu procesatorul.